o întrebare pentru domnul Marinescu, dacă se poate. Sau, a spus că socialdemocrația trebuie să aibă pondere, sau are o pondere destul de importantă în democrația post-belică. Cum comentează faptul că două dintre cele mai importante partide din România actuală, adică PDL-ul și PSD-ul, PSD și însemnând Partidul Social Democrat, își trag seva direct din fostul FCR. Adică, na, după Revoluție s-a format FSN-ul, FDSN, PSD, PDSR și așa mai departe. Iar în, în Europa de Vest, politicieni actuali de vârf, printre care, eu știu, aș număra pe un exemplu, să dăm, Joschka Fischer în Germania. Angela Merkel. A fost, Joschka Fischer a fost militant anarhist în 68, un militant de stradă, un anarhist de stradă, cum fac acum grupările astea, antifasciste în Germania. Și cum vi se pare că, adică vi se pare ok ca acești oameni... Nu comentat. Vi se pare ok ca astfel de oameni, adică care în tinerețe au fost ultra-radical de stânga să întrețină această idee, această flamă a unui, a unui comunism latent, așa? Este un păcat original, un păcat original pe care ei trebuie să și-l rezolve. Până la urmă, mă rog, toți suntem născuți într-un păcat original. Dacă ei reușesc să se detașeze de aceste doctrine, dumneavoastră trebuie să judecați, că nu vreau acum să fac politică dintr-asta. Adică nu vreau să fac o analiză a politicii partidelor. Aveți dreptate. Această vină originară planează. Gândiți-vă, pe de altă parte, PSD-ul, de fapt, a furat identitatea adevăratului PSD în perioada interbelică printr-o șmecherie de doi bani. Dacă vă mai amintiți, partidul de lift al lui Sergiu Brunescu, prin într-o anumită abilitate dintr-asta și descamator, a fost preluat de un alt partid care voia să cumva să se curețe de această idee că ar descinde din Partidul Comunist. Sigur, astea sunt păcate pe care le ducem după noi și și din cauza asta, nu numai din cauza asta, la noi partidele nu se pot clarifica, nu pot să aibă o linie ideologică din care să înțelegi ce mai mult, eu știu, o distanțare între două tabere care la un moment dat nu s-au mai înțeles. Prima, dacă ați spus dumneavoastră că erau grupări de partizani în mai multe regime ale țării. Și aș fi curios dacă aceste grupări au colaborat în un fel, dacă au colaborat cele din Bucurat, cele din Banat. Și a doua întrebare se referă la acțiunile partizanilor. Au fost acestea doar pentru a-și procura hrană și armament sau au existat chiar și acțiuni de sabotaj, de exemplu? La prima întrebare pot să vă spun că s-a încercat imediat după război, în 45-46, o coordonare a primelor mișcări care se înfiripau în România, în diverse regiuni. La sugestia regelui Mihai, general Aurel Aldea a preluat conducerea Mișcării Naționale de Rezistență, care încerca tocmai să creeze această opoziție generală față de ocupația sovietică. Problema a fost rapid dezamorsată, el alte a fost arestat, judecat, condamnat la închisoare pe viață, a murit la iud. După aceea nu s-a mai reușit o coordonare la nivel național, s-a schimbat regimul, deci din 48 s-a trecut la democrația populară de față. Au fost poate colaborări pe plan zonal, să zicem, unele grupări de la marginea Banatului cu unele grupări mehedințene sau cu cele din zona Munților Apuseni, sau, dar nu ceva, nu s-a reușit o coordonare la nivel național. Și a doua întrebare, dacă luptau numai pentru procurarea de armament? Acte de sabotaj. Da, uneori era,
perioada iernii era și lupta pentru supraviețuire. Era o mare problemă cu procurarea de muniții. Deci ei dispuneau de armament. De multe ori capturau, aveau chiar și armament sovietic pe care îl capturau din trenurile militare care veneau către granița cu Tito. În timpul acela era aproape un război între blocul sovietic și Iugoslavia. Și arme ar fi existat, dar nu existau suficiente muniții și era mare, mare problemă cu risipa acestora. Deci dacă era tras un gol, trebuia să meargă la sigur ca să aibă o reușită de plină, că un al doilea s-ar fi putut să nu mai fie. Deci aceasta a fost problema. Ei, sigur, în momentul în care dispuneau de ajutor, să zicem, alimentar din partea populației rurale, dacă dispuneau câteodată și de arme și de muniții suficiente, realizau și atacuri îndrăzneți. A fost un atac la Mehadia, unde au fost înconjurați liderii clasei de acolo, clasa Mehadia, liderii de partid. S-a intrat peste ei, comandorul Domășneanu le-a ținut o predică politică acolo, i-a pus la punct și după aceea au plecat și bineînțeles că respectivii s-au întors la vechile metecte. Deci cam acestea au fost probleme. După mult timp s-a aflat că în interiorul serviciilor secrete britanice au existat tot felul de tipi din aristocrația britanică, oameni care, de fapt, erau impregnați de ideile comuniste și care i-au vândut la sigur pe acești oameni care au fost parașutați aici. Deci erau spioni sovietici. Unii dintre ei au și murit cu mare glorie și cu pieptul plin de decorații la Moscova. Deci a fost și un joc pervers pe alocuri al Occidentului în povestea asta. Nu? Așa a fost. Două observații și o întrebare. Oscar Fischer n-a fost niciodată social-democrat și ecologist din puterea Duhului Amente. Deci tot un fel de extremist, mai cu ștaif spre bătrânețe. Că a făcut parte dintr-un guvern social-democrat, asta este altă discuție. Dar el a fost ecologist, verde. Una. Doi. Întrebarea care se ridică și care trebuie să primească un răspuns în seara asta, mai accentuat decât a făcut-o domnul dr. Rusnac în prezentarea domniei sale, este legătura între mișcarea legionară și ulterior mișcarea din Munții Banatului. Dacă există o legătură, cât de adâncă este această legătură, dacă ceea ce noi am învățat în școala generală și la liceul la istorie, că toți aceștia erau legionari, lucru pe care l-a și spus ulterior Iliescu, da? Iliescu, când se supără, imediat folosește cuvântul magic, legionarele. 90 zicea și despre țărănii și despre Iliescu. Exact. S-a focalizat. Iar a doua, vă rog frumos să tăceți din gura acolo în spate. A doua observație pe care vreau să o fac este că una din marile, pentru mine cel puțin, și la vremea respectivă eram încă implicat, să spunem, social și profesional, este cum a reușit Adrian Năstase, împreună cu Iliescu, să pună mâna pe Partidul Social-Democrat al lui Ionescu. Și astfel să vopsească o cioară și să o transforme, să încerce să o transforme într-un porumbelar. Vă mulțumesc! Și referitor la legionari, într-adevăr au fost prezenți poate în număr foarte mare comparativ cu numărul total al membrilor mișcărilor de partizani, dar am văzut o statistică întâlnită în arhivele securității în care se vedea că pe primul loc totuși ar fi fost național țărăniștii în cadrul mișcărilor la nivel național, nu doar în Banat. Pe primul loc erau țărăniștii, pe doi legionarii și urmau apoi liberalii și așa mai departe. În Banat putem să spunem că grupările lui Glănaru, lui Domășneanu, erau predominant legionare prin componență,
dar în același timp li s-a recunoscut ulterior meritul acestora că legionarii au fost prigoniți după 1941 de oamenii lui Antonescu, între care colonelul Uță a fost prefect al județului Severin și a dat ordin personal să fie închiși capii legionarii din Lugoj și din diferite localități. Ei, ulterior, legionarii, când au fost în aceeași parte cu colonelul Uță, au trecut peste aceste resentimente și au spus, domnilor, haideți până trecem puntea să ne facem frate cu cine trebuie și să uităm vechile diferente dintre noi. Ceea ce se pare că colonelul Uță sau alți lideri au acceptat mai greu. Și poate și din acest motiv nu s-a realizat o unitate, măcar la nivel regional, o unitate de plin. Permiteți. Da? Numai să răspund la... Mai era un fragment de întrebare acolo. Chiar mă consultam cu prietenul Nicu Țăranu. Singurul partid din care am făcut parte după 90 și cu care am luat poate plasa respectivă, el a fost chiar prin vicepreședinte, a fost PAC-ul, Partidul Alianței Civice. El a fost prin vicepreședinte acolo, eu am fost membru în acest partid, m-aș zice eu, de factură intelectual-idealistă. Și acolo exista în conducere, unul din vicepreședinte era Alexandru Atanasiu, care, prin miracol, a trecut la, cum se chema atunci, PDSR, așa, și el a fost omul prin care s-a realizat această șmecherie, că a fost o șmecherie. Om care, dacă sunteți foarte atenți, a dispărut total din viața politică. Probabil că și el beneficiază undeva de o sinecură pentru acest serviciu pe care l-a făcut. A reușit să-l înlăture pe, inițial pe bătrânul Cunescu de la conducerea partidului și după aceea, pur și simplu, s-a unit cu PDS nu știu care, că și-a schimbat de atâtea ori numele, că nu mai țin minte, și după aceea acest, acest mamut a preluat identitatea și numele PSD-ului. A fost o șmecherie politică oribilă, așa cum se întâmplă în România. Întrebați la un moment dat care e ponderea legionarilor. Știu că am fost la o frumoasă lansare despre Pitești și a pus cineva întrebarea asta, zice câți legionari au fost la Pitești și autorul Alin Mureșan spunea că au fost peste 80%. La fel la închisoarea de elevi de la Târgușor, procentul a fost asemănător. Mi-amintesc că nu știu de ce există și acum așa un semi-tabu de a-i pomeni pe oamenii ăștia care săracii au avut de suferit poate mai mult ca oricare. Îmi amintesc că în cartea lui Ion Ioanid, Închisoarea noastră cea de toate zilele, într-una dintre secvențe, Ion Ioanid era făcut legionar de către anchetatori. Și el declara smerit că s-a simțit onorat. Deci, Ion Ioanid de la Europa Liberă, un om minunat. Care n-a fost. Care n-a fost, da, deci n-a fost legionar. Și... Dar vreau că și s-a venit aici. Pentru ce sunt de la Nürnberg, a scos mișcarea legionară de sub acuzația de mișcare fascistă, de mișcare fascistă. Da, deci ei s-au făcut până în ziua de azi. Fascist, toate că s-au făcut până în ziua de astăzi fascisti. Acum, nu, eu am redat, pur și simplu, fără să comentez această hotărâre a Tribunalului de la Nürnberg. Mulțumim frumos, am și eu, fac excepție la ce spunea Sorin, comparația între
între Porumbelul Alb și Social-Democrație, personal, mi se pare cu totul, nu știu, o utopie. Că noi nici după atâta vreme încă n-am reușit să ne dăm seama că au aceeași origini ideologice, cel puțin inițial Social-Democrația cu comunismul și, mă rog, și cu anarhismul și de multe ori aceeași coordonator. Da, aveți dreptate perfectă. Dar trebuie să ne gândim că laburiștii britanici la un moment dat au renunțat. Partid al muncitorilor inițial, dar non-comunist, lucrurile trebuie să acceptăm că se mai transformă. Au, până la urmă, au abordat altfel lucrurile, au scos din, cum se cheamă, din statutul lor lupta de clasă, că și ei o aveau, au renunțat la o serie de sloganuri dintre astea de stânga și la un moment dat, acum după, după al doilea război mondial, au dus pe alocuri o politică mult mai drastică decât conservatorii și au înțeles că trebuie să se primenească, ceea ce în România nu aș prea vedea. Tony Blair, spre exemplu, Tony Blair a adus o politică mai mult de dreapta decât de stânga, de centru-dreapta și a adus o politică sănătoasă care la un moment dat a dres Marea Britanie. Deci nu trebuie să le punem un stigmat acestor oameni, trebuie să și acestor politicieni, în momentul în care ei se primenesc. Dar atunci când cantonează în câmpeniile lor, trebuie să-i amendă. Nu vreau să fac o dezbatere destul, vreau numai să punctez comparația cu Porumbelul Alb, care nu... Dar despre, dar despre tot nivelul, numai atâta vreau să spun. Bogdan, eu am zis că au încercat să se... în Porumbelul Alb, să se foxească din cioară în Porumbelul Alb. Tony Blair, din punctul meu de vedere, este confruntat la genocid. A murit, el în propriu Bush, au început un război în care au murit sute de mii de oameni în Irak. Știind foarte clar că nu există rațiuni, nu știu, geostrategice de discutat și astea, știind foarte clar că nu există niciun motiv. Așa că, nu, nici Tony Blair nu-mi place ca exemplu. Alte întrebări sau dacă nu trecem la discuții private și dacă mai dorește cineva? Da, o ultima întrebare și... Auziți, era și Churchill a tras oameni. Aș vrea să revin puțin la luptătorii din munți. Și eu am citit cărțile de Ogoranu despre munții din Banat ce am găsit pe internet. Și nu-mi amintesc, de aia vreau să mă întreb, dacă există mărturii din partea, mă refer la după anii 90, mărturii de ale soldaților, nu știu eu, diferite grade care au participat la luptele din munți. Eu nu am adevărat aminte să fii ucidit. Îmi amintesc că în Memorialul Durerii, la un moment dat, apăreau personaje chiar care au chinuit. A apărut Nicosti care într-o ușă întredeschisă n-a vrut să spune nimic, arăta săracul ca un șoricel speriat, dar în opoziție cu el apărea Crăciun, comandantul penitenciarului de la Aiud, da, așa, care cu toată lejeritatea spunea că i-a hrănit bine, s-a înțeles bine cu oamenii, s-a purtat bine, deci avea o destindere totală atacând subiectul ăsta, n-avea nicio problemă. Pe ei îmi amintesc că acum mărturii despre mai mici care au făcut niște lucruri, sincer, nu știu. Nu știu. Tot s-a adus în discuție cazul spaniol, n-aș fi vrut să-l aduc în discuție.
despre pro-domo, dar este o paralelă bună și o paralelă proastă, în sensul că în Spania taberele care s-au înfruntat erau autentice și socialiștii cei de acolo erau socialiști autentici veniți din societatea urbană. Naționaliștii erau cei proveniți din societatea rurală. Fiecare credea că deține dreptatea, ceea ce în cazul nostru nici la legionari, nici la comuniștii cei boxiți, ci importați, nu era cazul. În al doilea rând, paralela este foarte bună, pentru că naționaliștii care au învins au întreținut niște lagăre serioase, unde i-au măcelărit în lege pe comuniști și pe socialiști. E o diferență de făcut, că comuniștii erau slugile Moscovei și acolo socialiștii nu. Socialiștii chiar apărau niște drepturi cetățenești și erau, proveneau din regimul legitim. Naționaliștii au venit peste Republica, care că nu era funcțională, că era un șaraf în general, acolo e partea a doua. Pe de altă parte, este important de menținut că acești socialiști, fiind convinși de idealurile lor, au continuat rezistența în așa fel încât celebrul guvern al lui Felipe Aznar, care a câștigat și care a renăscut Spania, că altfel nu era ea pe unde era acum să meargă, nu știu, sculea de căpșun, el a făcut domnul închisoare, pe urmă, apărând părerile respective democratice, a venit în democrație și a ajutat în trei legislaturi sau cât a avut el să crească Spania. Pe de altă parte, că toți suntem bănățeni aici, în tabăra socialiștilor, la care s-au aliat și anarhiști și așa mai departe, erau regionaliștii, care luptau și ei, regionaliștii din Țara Bașcilor, din Catalunia, din Valencia, care luptau și împotriva tradiționaliștilor. Pe de altă, da, și avem un model ușor facil de comparat. Că avem filmul, acum, Portretul luptătorului la tinerețe. În Spania, vreo 3 ani în urmă, s-a lansat filmul Alas de Mariposa. Un pic poetic titlu, realitatea însă e aceeași. Aici, comuniștii îi dunează pe cei din rezistență, că mai naționaliști, că liberali, că țărăniști, că unii din legionari, dincolo îi dunează pe comuniști. Impresia și imaginea este izbitor de asemănătoare, da? Până la urmă ajungem la nivelul de umanitate și de animalitate. În ambele... În ambele... Nu, atât, ca să punctăm și să... Și surprinzător pe de altă parte este că și în cazul spaniol și în cazul român, tabăra învingătoare n-a putut fi trasă pe linie moartă. Avem azi în Spania, în Partidul Socialist, care e ceva mai autentic, descendenți, nepoți, copii de celor care au fost miniștri ai lui Franco. Acum sunt lideri în Partidul Socialist. Cam atât, ca să fie. Și mai mult decât atât, de ce e fraternitatea la ei? Pentru că s-a pronunțat o amnistie după moartea lui Franco. Un procuror dintre cei mai de frunte și cei mai bătăioși a încercat anul trecut să desgroape gropile comune ale celor măcelăriți în timpul războiului civil. Și niște forțe foarte influente, în două săptămâni l-au luat pe linia moartă, cum ați auzit dumneavoastră de el, se mai aude și acum. Nimic. Da, și probabil că nu sunt de acord, pentru că comuniștii în Spania au murit 6.000 de preoți. Dacă se face un paralelism și dacă mă arătați în România o chestie de genul ăsta, atunci să fie cu iertare. Sau dacă mă arătați în Spania un aiut, atunci vorbim, dar în Spania nu a existat chestii de genul ăsta, să fim foarte clari. Dacă au fost? Una este lagă de muncă și asta, alta este lagă de exterminare. Nu e adevărat. Pur și simplu nu e adevărat. N-au existat. Rămânem la discuții private. Mulțumim frumos, foarte mult, invitați-vă noștri.